Salut și bine ați venit la Gânduri cu Tâlc! Sunt Camelia Tița, prietena voastră, și la Gânduri cu Tâlc astăzi vreau să vă transmit o idee care sper eu să vă încurajeze. Și Kristen Butler zice undeva că apusurile sunt dovada că, indiferent ce se întâmplă peste zi, nu contează. Orice zi se poate termina frumos. Dragii mei, sunt zile reușite, frumoase, când ne ies lucrurile, când avem satisfacții, bucurii, împliniri, sărbătorim, da? Ne sărbătorim pe noi sau pe alții. În fine, zile frumoase, reușite, de care suntem mândri și entuziasmați. Dar sunt și zile în care se întâmplă diverse lucruri și starea noastră de spirit seara, la culcare, când se termină ziua, poate că nu este chiar foarte bună. Și adormim supărați și cumva creierul nostru are o temă grea pentru acea noapte, avem coșmaruri, avem tot felul de simptome sau insomnii sau palpitații sau nu știu ce ni se mai întâmplă în somn și nu știu ce stări ne mai încearcă. Dragii mei, indiferent ce se întâmplă peste zi, este foarte important cum o finalizăm și eu am învățat așa, seara să mulțumesc cu recunoștință pentru tot ce s-a întâmplat în ziua care tocmai se încheie. Să-i mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat puterea să fac față dificultăților, provocărilor, pentru că toți avem din astea și niciodată nu o să ne sară pe nimeni, să știți. Toți dăm de boală, toți dăm de moarte, da? În jurul nostru, oameni dragi, prieteni, rude. Deci sunt lucruri care se întâmplă. Și atunci, mulțumesc pentru puterea pe care mi-a dat-o să trec prin ele, mulțumesc pentru toate darurile cu care m-a binecuvântat în acea zi, pentru toți oamenii frumoși pe care i-am întâlnit, pentru inspirația pe care mi-a dat-o, pentru tot ce am putut eu să fac în acea zi. Și îi mulțumesc cu recunoștință lui Dumnezeu. Și dintr-o dată starea mea vibrațională energetică s-a schimbat. M-am pus pe frecvența înaltă a recunoștinței și adorm liniștită. Da? Spun o rugăciune și adorm liniștită. Deci, dragilor, indiferent ce se întâmplă într-o zi, apusurile sunt dovada că nu contează. Fiecare zi trebuie să se sfârșească frumos. Vă pup și să ne fie de folos!